Dégagez avec l'exercice. Gol marcat de CFR Steaua București, în minutul 1 și 32 de secunde, a marcat de numărul 19, Anta Alster, ajutat de numărul 10, Cătălin Cătălin. Gol marcat de CFR Steaua București. La minutul 2 și 12 minute, aș fi jucătorul cu numărul 19, Antal Arsă, ajutat de numărul 10, Cărbile Cătălin.
cunoștinți de CSEA Steaua București. În minutul 4:50 de secunde, a scris jucătorul numărul 19, Anton Axe, ajutatul numărul 17, Sfânt Gabriel. Degajare interzis.
penalizare la Sporting Cluj. Portul studențesc că vrează informații complete. Thank you.
Sportul Sfinte, Sportul Sfântățești, în minutul 10 și 39 de secunde. Astfel, jucătorul cu numărul 11, Tănase Daniel, ajutat de numărul 9, pe 2, Tomiță. Degajare interzisă. Thank you.
penalizarea la CSEA Steaua București, în minutul 14 și 12 secunde, a fost penalizat jucătorul cu numărul 72, 2 minute pentru agățare cu plăsă.
minutul 18 și 37 sau
Degajare interzisă. Oficialul cum stă. Ele cu picioarele sus.
Penalizarea la sportul județesc, în minutul 25 și 12 secunde, a fost penalizat jucătorul cu numărul 3, Preben Andrei, 2 minute de lovire cu totul. Golul scris de Steaua București, în minutul 27 și 5 secunde, a scris jucătorul numărul 16, Timarul Robert, ajutat de jucătorul numărul 22, Georgescu Mihai. De ce se asta o recunoaște. Minutul 27 și 26 se putea scrie jucătorul cu 19 ani, dar alții în fel de jucătorul cu 9 Niman Sliev.
Golul scris de Sportul Județean, la minutul 27 de secunde, a înscris jucătorul cu numărul 15, Iordan Rogar, a jucat de jucătorul cu numărul 11, Tănase Daniel.
Și ce mare pisică de din coad, voi, auzi. Exact, nu, că am fost la chioscul ăla, la scol. Thank you.
Am intrat în ultimul minut, am cumplit de aia a doua. Gol marcat de CSEA Steaua București, minutul 46 secunde, a înscris jucătorul numărul 68, Constantin Mircea, ajutat de numărul 16, primar Robert. Sportul studențesc, Nicolae Zumație, complet. Offside.
Golul scris de Sporting Sudătești, în minutul 42 și 22 de secunde, a înscris jucătorul cu numărul 11, Tănase Daniel, a jucat de jucătorul cu numărul 19, Sudănescu Ștefan. Gol înscris de CSEA Steaua București, în minutul 42 și 43 de secunde, a înscris jucătorul cu numărul 9, Liman Evgeni, ajutat de jucătorul cu numărul 16, Liman Robert. Offside.
Penalizarea la clubul CSEA Steaua București, în minutul 46 și 38 de secunde, a fost penalizat jucătorul numărul 72, Crețu Vlad, 2 minute pentru obstrucție. Golul scris de CSEA Steaua București, în minutul 47 și 4 secunde, a înscris jucătorul cu numărul 16, Biban Robert, ajutat de jucătorul cu numărul 9, Dimanski Evgeni. Thank you.
Bolonski a scurtat succes în minutul 52 și 47 de secunde. Anski, jucătorul cu numărul 7, Hava Marius, ajutat de jucătorul cu numărul 15, Iordan Rofer. În minutul 54 de secunde s-au dictat următoarele.
Andrei, 2 minute pentru unități. Peta Steaua a avut numărul 7, Dușmea Timișor, 2 minute pentru unități. Ambele formații,
Ivan Robert, ajutat de jucătorul cu numărul 68, Constantin Ierce. Hai, Steaua!